După ce s-a instalat la șefie clasamentului încă de la începutul campionatului, FCM Municipal Baia Mare a pierdut acum poziția de lider. După înfrângerea din campionat cu Universitatea Cluj și cea din Cupa României cu Steaua București, echipa condusă de Dorin Toma a suferit un nou eșec în Liga a doua. În cadrul etapei a 11-a, băimăreni au fost învinși cu 1-0 în deplasarea de la CS Mioveni, unde gazdele s-au impus la limită prin golul marcat de Eduard Florescu în minutul 75. FCM Municipal Baia Mare a coborât acum pe locul 3 în clasamentul seriei a doua, la un singur punct de primele clasate, UTA Bătrâna Doamnă și CSM Râmnicu Vâlcea. În etapa viitoare, programată sâmbătă 7 noiembrie, FCM Baia Mare va primi vizita echipei Olimpia Satu Mare.